Salutare, dragi maniaci ai mașinilor! Astăzi vom face vlog cu una din cele mai tari mașini pe care tu trebuie să le conduci cel puțin o dată în viață, și anume Porsche 911 Carrera 4S, ultimul model, adică 992, cum îi mai spun băieții. O mașină care nu atrage neapărat cele mai multe priviri, precum ar face un Lamborghini, dar care îți dă cea mai tare senzație atunci când te afli în spatele volanului. Până să ne urcăm la volan, vreau să vă reamintesc, ca să continuăm această serie cu mașini nebune la care le facem review, să dați un like la acest video și un subscribe, pentru că nu este foarte ușor să punem mâna pe bijuteriile astea de mașini, dar dacă o faceți, vom continua să ridicăm ștacheta pe acest canal. Și până atunci, hai să prezentăm noul Porsche 911 4S. După cum puteți să vedeți, silueta acestei mașini este una sexy rău de tot. Este puțin cu 45 de mm mai lată decât este modelul vechi. Puteți să vă dați seama cât de lată este atunci când mergi în lateral și vezi această aripă spate super, super bombată și o lățime de 305 la anvelopele de pe spate, ceea ce o face extrem de stabilă pe șosea. Se vede că ar fi extrem de stabilă pe șosea, este ca un car. De la spate arată sexy rău de tot. Avem inscripția cu 911 Carrera 4S, îmi place scrisul ăsta cu negru pentru că este fix în tonalitatea mașinii. Evident, nu se putea să nu ridicăm eleronul, care se deschide fie pe buton, fie de la 120 km la oră, dacă nu mă înșel. Porsche, din punctul meu de vedere, este o mașină care nu-ți vine să o modifici la fel de mult cum ai face la un BMW sau la un Mercedes. Stock, ea este gândită și este desenată exact așa cum trebuie. Mai mult decât un set de jante și poate alt diffuser, ornamente, folii și așa mai departe, eu nu aș pune mai mult de atât pe această mașină, pentru că așa consider că trebuie să arate un Porsche. 4S vine de la faptul că mașina este 4x4, este o tracțiune integrală la care, apropo, virează și roțile din spate. La viteză mică, acestea virează în inversul roților din față, iar la viteză mare, virează în aceeași direcție cu roțile din față pentru a putea intra în viraje mult mai strâmb. Și credeți-mă, încrederea pe care o oferă mașina asta atunci când o conduci este inegalabilă. Vă reamintesc că acum aveți 20% reducere pe Car Vertical folosind codul MATEI la achiziția fiecărui raport. Un raport Car Vertical vă poate arăta istoricul mașinii, începând de la țara în care a fost înmatriculată, veridicitatea numărului de kilometri, daunele pe care le-a suferit de-a lungul timpului și valoarea lor de reparație aproximativă, prețurile la care a mai fost listată mașina de-a lungul timpului și, evident, cel mai important, dar cel mai important, poze cu daunele pe care le-a suferit mașina, cu gravitatea lor și, de ce nu, dacă acestea au fost reparate și repostate în alte anunțuri la vânzare. 20% reducere la achiziția fiecărui raport la checkout. Cheia de la Porsche este neschimbată, mă rog, aproape neschimbată de mulți ani de zile, dar vreau să vă arăt cam cât loc ai în portbagaj. Portbagajul știți că este în față, deoarece motorul este în spate. Abia au încăput echipamentele noastre de filmare, geanta de laptop și cam atât. Nu ai prea mult loc, însă pentru o singură persoană, dacă mergi într-o călătorie, să-ți va ajunge spațiu. Acum, dacă te duci cu gagica undeva în vacanță, cu siguranță nu o să-i încapă lucrurile aici. Farurile acestea LED Matrix System de la Porsche sunt absolut superbe. Chiar dacă avem eleronul ridicat, ne permite spațiul să ridicăm un pic să vedem și motorul. 30S scrie pe el. Spațiul acesta îți permite doar să completezi cu ulei în cazul în care este nevoie. Sperăm să nu fie nevoie. Îți și recomandă uleiul pe care Porsche îl folosește, Mobil 1. Iar mai mult de atât nu prea putem să vedem. Se poate vedea probabil tot motorul, însă nu vrem să stricăm noi mașina asta sub nicio formă. Banda asta LED mi se pare sexy rău de tot și Porsche a introdus-o încă de pe 911 dinainte de modelul acesta. Dacă stai să te uiți la spate, nu poți vedea foarte multe diferențe, aproape că nu poți vedea nicio diferență. Singurul lucru îl poți sesiza la interior și un pic la faruri. Interiorul acestui model însă este complet diferit față de modelul vechi. Este mult mai multă tehnologie, mult mai multe ecrane, așa cum îmi place mie. Aș spune că materialele de la interior sunt ceva mai slabe decât erau la modelul anterior.
După cum v-am spus, poziția la volan este inegalabilă, ești complet sub bord, ai impresia că ești în control absolut pe șosea. Volanul clasic de Porsche nu s-a schimbat foarte mult, avem acest buton în care selectăm modurile de condus, avem consola asta aproximativ identică cu cea dinainte, însă avem panoul acesta digital pentru climă, avem display digital cu touchscreen evident, unde conectăm Apple CarPlay și așa mai departe. Porsche-le știți că trebuie să-l porniți din stânga. Cam așa arată interiorul, complet diferit după cum v-am spus, însă este mult mai mult plastic decât era înainte. În multe locuri parcă s-a schimbat puțin textura materialelor și asta se simte. Porsche din totdeauna a fost stăpân pe ce înseamnă calitatea interiorilor, de la piele, fețele de uși, volanul, materialele, bordul care era mereu îmbrăcat în piele până în capăt. Acum parcă s-a mai schimbat un pic, dar îmi place mult că avem aceste ecrane, este mult mai actual, ai impresia că ești într-o mașină 2020, după cum și suntem de altfel, mașina asta este chiar 2021, modelul a fost anunțat și lansat în 2018. În continuare este ultimul model de Porsche apărut. Odată ce s-a încălzit mașina, cred că este timpul să deschidem valvele, să o dăm pe Sport Plus și să vedem și cum sună mașina asta stop. Chiar se simte foarte tare diferența atunci când deschizi capetele, însă având foarte multe filtre, sunetul pare puțin obturat și din interior nu știu de ce am impresia că mi-l amplifică puțin din boxe. Bun, și în sfârșit ne-am urcat la volan la acest Porsche 911 Carrera 4S, locul care îți oferă cea mai multă emoție, pentru că... Wow! Nu m-am gândit că poate să fugă cele 4 roți odată. Până să vă arăt cât de tare poate să meargă această mașină, vreau să recapitulăm. Avem un motor de 3 litri flat 6 care dezvoltă 450 de cai putere și 500 și ceva de Nm cuplu, iar acest motor este conectat la o cutie PDK în 8 rapoarte. O cutie absolut senzațională de care fanii Porsche spun că ar fi cam cea mai tare cutie ce s-a pus vreodată pe o mașină. Într-adevăr, după cum puteți să vedeți în bord, viteza cu care schimbă cutia asta este incredibilă. Trece prin cele 8 trepte absolut instant. Cel mai rău îmi pare că nu pot să iau mașina asta și să o duc pe un drum așa cum ar trebui, și anume pe serpentine, undeva pe la munte. Un drum în care mașina își arată adevărata valoare. După cum vă spuneam și mai devreme, materialele de la interior parcă nu mai sunt la fel de calitative cum erau la modelul vechi. Dacă nu știți, eu am mai făcut un vlog cu Porsche 911 Carrera GTS 2018, acum câteva luni pe canal. Dacă vreți să-l vedeți, puteți să-l căutați pe YouTube, Matei Porsche 911, și cu siguranță îl veți găsi. Acest motor de 3 litri este aproape același motor care se pune și pe acel GTS. Evacuarea diferă. Evacuarea de fabrică de la GTS este puțin mai gălăgioasă, suspensia mi se pare puțin mai rigidă, iar felul în care se conduce este aproximativ la fel. Display-urile de care vă spuneam mai devreme, care în sfârșit sunt cu touchscreen, în meniul principal ne arată modurile de condus. Avem 5 moduri de condus diferite, și anume normal, unde mașina se transformă într-un Porsche Panamera sau Cayenne, liniștită, suspensia se înmoaie puțin, direcția este un pic mai moale și o poți conduce ca daily fără niciun fel de problemă. Eu cred că tocmai mașina asta a fost creată în așa fel încât să o poți conduce ca daily. Pe sport, în schimb, turația se ridică puțin, suspensia și direcția se întăresc puțin și clapetele de la evacuare, după cum pot să văd, nu se deschid. Fapt pentru care o să apăs și pe Sport Plus, am cel mai tare reglaj al suspensiei, spoilerul îl vom ridica noi automat din butonul din dreapta și sistemul de evacuare, după cum se poate vedea, îmi place foarte mult cum îmi arată tobele atunci când sistemul este deschis, și de asemenea poți să setezi și start-stop-ul de aici. Pe individual, nu știu exact cum este configurată această mașină, nu o să schimb eu setările, însă o poți face exact așa cum vrei. Suspensia, șasiul, direcția și răspunsul accelerației le poți seta după bunul plac. Este foarte fâșneață, este foarte agilă și îți dă extrem de multă încredere din spatele volanului. Sper să nu ne dea prea multă încredere, însă
După cum mi-a spus și un prieten foarte bun care este posesor de 911, această mașină, atunci când vrea să plece, parcă te anunță un pic înainte. Băi, vezi că o să plec puțin de spate. Sau nu pot să intru în virajul ăsta atât de tare. Deși, cu siguranță cu un 911, cred că poți conduce mai agresiv pe serpentine decât o poți face cu un Lamborghini sau cu un Ferrari, mai ales dacă vorbim de acest model 4S, adică cu tracțiune integrală. Cu tracțiune spate, Porsche-le iarăși se simte aproximativ la fel de stabil, dar nu-ți dă aceeași încredere. Acest sistem de 4x4 te face să poți să mergi cu mașina asta tare și, când zic tare, la limită. Cum ne-a obișnuit Porsche, pune foarte multe butoane inutile. Avem un buton de deschis trapa, un buton de închis trapa și încă un buton doar de înclinat trapa. Lucrul acesta la BMW sau Audi se rezolvă dintr-un singur buton cu mai multe reglaje, însă este ceva cu care Porsche ne-a obișnuit de multă vreme. Performanțele acestei mașini sunt de 3,6 secunde până la 100 de kilometri, cu launch control activ, evident. Nu o să-i facem, din păcate, astăzi launch control, pentru că mi-este puțin milă de ea și nu-mi place să forțez mașinile care nu sunt ale mele la fiecare vlog. Cred că ar putea să scoată chiar mai puțin de 3,6 secunde. Atunci când am făcut plecarea pe care ați văzut-o mai devreme, acolo, în parcare la Băneasa, mi s-a părut, fără launch control, prin o simplă accelerație, că a ajuns la 100 până în 4 secunde, deci cu siguranță scoate acești timpi sau chiar mai puțin de atât. După cum v-am spus mai devreme, din rotița de pe volan putem să setăm modurile de condus. Modul wet mi se pare destul de interesant și probabil ar trebui să fie testat pe ploaie. Controlul tracțiunii va funcționa într-un așa fel încât va limita alunecarea și va fi cât de eficientă se poate. Acum, când vine vorba de preț, mașina asta pornește de la 143.000 de euro pe site-ul Porsche în continuare, pentru că nu a apărut un model mai nou de atât, este în continuare ultimul Porsche 911 Carrera și cred că îl poți duce spre 200.000 de euro destul de ușor. Nici nu vreau să imaginez cât de scump poate să fie Turbo S-ul și, de asemenea, ca paranteză, dacă vreți să facem un vlog cu 911 Turbo S, 992 Turbo S mai exact, nu uitați să lăsați un comentariu și un like la acest video. Sistemul de stabilitate al acestei mașini este dat de PDCC, adică Porsche Dynamic Chassis Control. Acest sistem face ca mașina să rămână extrem de stabilă pe viraje, odată datorită lui, dar și datorită anvelopelor și a roților, care sunt foarte, foarte late. Din punctul meu de vedere, 911 este încadrat la categoria de supercar. Nu arată chiar ca un supercar, nu întoarce la fel de multe priviri, dar felul în care se conduce cu siguranță este la nivel de supercar, dacă nu chiar peste. Am observat că foarte mulți oameni care nu au avut un Porsche sau nu au condus un Porsche 911, până în acel moment erau destul de sceptici sau cel puțin o apreciau ca mașină, dar nu o vedeau neapărat ca pe un must have. Totuși, după ce conduci mașina asta, abia atunci înțelegi despre ce este vorba cu adevărat și de ce trebuie neapărat să ai un 911. Cu cât o conduci mai mult, cu atât începe să-ți placă mai mult. Iar dacă o mai și duci pe niște drumuri corespunzătoare pentru ceea ce oferă ea, te vei îndrăgosti și cu siguranță nu o să te mai desparți de acest brand. Și mașina asta este 4x4, puntea spate acționează puțin mai mult, iar acest lucru se simte la fiecare accelerare. Cel mai tare este că și putem să vedem acest lucru, după cum se poate vedea în bord. Ne arată cât de mult din putere este distribuită pe puntea față și cât este pe puntea spate. Când ești în mers, evident, mare parte va fi propulsie, adică va acționa puntea spate, iar la plecări ești doar un pic ajutat de puntea față, exact cât să nu patinezi. Dacă aveai propulsie, la un launch control cu siguranță mai pierdea cel puțin 0,5 secunde până la 100 de kilometri și, de asemenea, aderența era cu siguranță scăzută. Abia acum o să vedem. Ataci virajele, este incredibil. Vreau și eu un Porsche. Clar trebuie să-mi iau și eu un Porsche. Doamne, cât de bine stă. Doamne ferește. Doamne ferește. Ah.
În sfârșit am adus mașina asta în elementul ei. Aduce zâmbetul pe buze, efectiv. Și cum frânează. Este absolut incredibilă. Și mi-aduce zâmbetul pe buze. Uitați cât de strâns iau virajul ăsta. Deci se simte... Se simte efectiv că este lipită de șosea. Nu vrea să plece. Simți un pic când pierde aderența, dar nu o lasă să plece. Exact ce vă spuneam mai devreme, parcă îi spune că va patina. Mă gândesc că dacă acest 911 4S cu motor de 3 litri de 450 de cai merge așa de tare, cum mai merge, frate, Turbo S-ul? Cred că Turbo S-ul nu are rival. Foarte curios sunt să conduc și un GT3 cu motor de 4 litri aspirat, un motor dubios din punctul meu de vedere, adică să lași un motor aspirat V8 în continuare de 4 litri, care, da, știu, este destul de puternic, are peste 500 de cai, dar totuși să lași un motor de genul acesta pe o mașină de circuit, mi se pare puțin underpowered, dar trebuie să o conduc. Am înțeles că atunci când o conduci vei înțelege de ce este aspirat și cât de rapid este răspunsul accelerației. Pachetul Sport Chrono, care este identificat prin acest ceas deasupra bordului, nu este pur și simplu cu rol estetic. Pachetul Sport Chrono îți oferă în plus butonul de Sport Plus. Adică, după cum puteți să vedeți, noi acum suntem pe modul Sport Plus și avem chiar și acest lap timer, unde putem să măsurăm durata lapurilor de pe circuit atunci când este cazul și, dacă nu mă înșel, cred că putem să măsurăm și launch controlul. Aici avem consumul pe tripul de astăzi, pe distanță de 50 de km, un consum de 22,4%, ceva normal. Avem range-ul, temperatura apei, presiunea din turbină, bateria și cam atât. Am uitat să filmez mașina de la spate cu plafonul panoramic dat pe spate. E mult mai sexy așa. Acesta a fost și vlogul de astăzi, un vlog emblematic pentru fanii Porsche. Cu siguranță vreau neapărat să aducem pe canal mai multe Porsche-uri și mai ales Turbo S-ul de care vă spuneam. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți în continuare acest tip de vloguri, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, pentru că mă ajută și pe mine foarte, foarte mult ca să-l vadă cât mai multe lume. Să-mi dați un subscribe la canal pentru a ne face și noi anul acesta 100.000 de abonați pasionați de mașini și până data viitoare eu vă urez numai bine. Pa, pa!